Bine ați revenit la Lumea Nu Este Cum Crezi. Am observat că dintre cele 10 întrebări care apar pe genericul clipurilor din această serie, a rămas una fără răspuns. Este vorba despre întrebarea: crezi că este imposibil să faci un obiect să se ridice în aer și să stea acolo? Să vedem. Am aici un obiect, îl ridic și stă în aer. Am reușit. Da, știu că nu la asta v-ați gândit și că acum sunteți dezamăgiți. Și știu și de ce. Pentru că v-ați imaginat că trebuie să facem acest lucru fără să atingem obiectul. Să încercăm. Se poate și așa. Da, știu că toți sunteți dezamăgiți. Nici acum nu este ceea ce ați dorit să vedeți. Însă dacă veți urmări clipul Atingeri, găsiți linkul în descriere, veți vedea că, de fapt, atunci când țin cu mâna un obiect, absolut nimic din mâna mea nu atinge absolut nimic din obiectul respectiv. Între atomii din mâna mea și atomii din obiect există doar câmpuri, câmpuri electrice, câmpuri invizibile. Deci nu avem nicio atingere. Dar toți sunteți dezamăgiți, știu. Vreți să nu fie nimic în jurul obiectului decât aer. Putem face și așa. Putem produce un curent de aer foarte puternic, ascendent, cu ajutorul unei suflante puternice, mari, și atunci obiectul poate să stea în aer, așa cum vedeți în acest clip. Dar știu că tot nu sunteți mulțumiți, vreți ca aerul să nu se miște în jurul obiectului. Putem face și așa. Dacă avem un supraconductor și îl plasăm deasupra unor magneți, atunci supraconductorul rămâne deasupra magneților, în aer, plutește într-un fel, așa cum vedeți în următorul clip. Dar nici așa nu sunteți mulțumiți, știu. Ceea ce ați vrea ar fi să nu fie nimic care să țină corpul în aer, nici măcar un câmp, așa cum ar fi câmpul magnetic, de pildă, și totuși corpul să stea în aer. Adică ceea ce doriți este magie. Numai că așa ceva nu există. Vă voi demonstra acum că de fapt știți că acest lucru este imposibil. Știți că ceea ce pretindeți este imposibil, nu se poate întâmpla. Voi pune această cană în mișcare, fără să o ating, fără să folosesc curenți de aer, fără să folosesc câmpuri, doar așa, prin puterea gândului. Mă voi îndepărta, ca să nu credeți că e o șmecherie. Ați crezut? Sunt convins că nu. Și asta este dovada faptului că, de fapt, știți că nu există magie. Ceea ce am spus nu exclude posibilitatea ca în viitor să avem o tehnologie care să ne permită să mișcăm obiectele de la distanță. Dar dacă vom avea o astfel de tehnologie, nu vom mișca obiectele prin nimic, ci prin niște câmpuri sau obiecte invizibile. Pentru că, după cum știți, există tot felul de câmpuri. Câmpul magnetic, câmpul gravitațional, câmpul electric și așa mai departe. Deci, nici atunci nu va fi vorba despre magie. Dar v-ați pus întrebarea, de ce e mai interesant așa? Decât așa. Vă spun de ce vi se pare mai interesant. Pentru că sunteți obișnuiți să vedeți că mișcăm obiectele cu mâna, dar n-ați văzut niciodată cealaltă metodă, mișcarea prin nimic, decât ca rezultat al unui truc sau al unui trucaj. Am auzit într-un video al unei conferințe TED că cineva i-a spus cuiva că scrie o carte despre magie și celălalt l-a întrebat: magie adevărată? Știm ce a vrut să spună prin magie adevărată. Magie bazată pe superputeri, pe supranatural, pe miracole. Cel care scria cartea a răspuns: nu,
magie obișnuită, bazată pe trupuri, pe scamatorii. Și conferențiarul, filozoful Daniel Dennett, a tras pe bună dreptate concluzia că oamenii consideră magie adevărată magia care nu există. Iar magia care există, cea bazată pe trucuri, pe prestidigitație, pe trucaje, nu este considerată magie. Și asta spune foarte multe despre ideea noastră de magie. Prin magie înțelegem ceva ce implică supranaturalul, ceva ce transcende legile naturii, pe de o parte. Dar pe de altă parte știm undeva acolo că așa ceva nu există. Ajuns și aici, trebuie să vă spun că am o veste rea și una bună. Vestea rea pentru amatorii de magie adevărată este aceea că legile naturii nu au excepții. Așa că dacă prin magie înțelegeți fenomene care nu ascultă de legile naturii, așa ceva nu există. Cel puțin nu în lumea noastră. De unde știm? Știm pentru că niciodată, nicio cercetare științifică, adică o cercetare adevărată, metodică, corectă, imparțială și competentă, n-a putut pune în evidență un astfel de fenomen. Deci, așa zisa magie adevărată nu există. Care este vestea bună? Vestea bună este că ceea ce se întâmplă cu adevărat, ceea ce putem face, este de fapt mai extraordinar, dacă extraordinar are grade de comparație, decât ceea ce numim magie. Trebuie doar să vedem lucrurile cu alți ochi. Să încercăm. Faptul că putem ridica un obiect în aer și să-l ținem acolo, nu ni se pare interesant, pentru că vedem asta tot timpul. Și ni se pare normal, de la sine înțeles. De ce să nu putem? Mi se pare mai interesant ceea ce nu se poate întâmpla, ceea ce ar fi magic, tocmai pentru că așa ceva nu vedem niciodată. Dar să ne gândim la o lume în care ființele pot să miște obiectele cu ajutorul unor câmpuri invizibile. Știți foarte bine că există tot felul de câmpuri, așa cum am mai spus. Să presupunem că ființele respective pot controla cumva unul dintre aceste câmpuri și pot să miște obiectele cu ajutorul câmpului respectiv. Și pentru că ele pot face asta, n-au nici mâini și nici picioare, n-au nevoie de ele. Și să presupunem că o ființă din acea lume vizitează lumea noastră. Când acea ființă va ridica un obiect fără să vedem nimic între ea și obiectul respectiv, pentru noi lucrul respectiv va fi un miracol. Dar dacă se duce unul dintre noi să viziteze lumea lor și ridică acolo cu mâna un obiect, pentru locuitorii acelei lume ar fi ceva extraordinar. Ceva ce n-au văzut niciodată. Pentru ei ar fi un act de magie. În acea lume, un profesor care le-ar arăta celorlalți că poate ridica un obiect fără să-l atingă, ar produce o mare dezamăgire. Știți ce ar spune ceilalți? Și noi putem face asta, dar să te vedem cum ridici obiectul respectiv cu ceva ce se vede, cu ceva vizibil. Și acum, ce legătură au toate astea cu știința? Suntem la un canal YouTube care, printre altele, are ca scop popularizarea științei. Ce legătură este între tot ceea ce v-am spus și știință? Faptul că putem ridica sau, mai general, putem mișca obiecte când vrem și cum vrem, duce la un paradox, unul care i-a frământat pe filozofi de când lumea. Iar posibilele explicații ale paradoxului ridică la rândul lor întrebări foarte interesante. Despre aspectul paradoxal al faptului că putem face ce vrem cu obiectele din jurul nostru, le putem pune în mișcare cum vrem și când vrem, am vorbit în materialul Liberul Arbitru, găsiți linkul în descriere, așa că vă voi aminti doar despre ce e vorba. Știința se bazează pe ceea ce numim cauzalitate, adică, așa cum am arătat și în alte materiale, ceea ce se întâmplă la un moment dat depinde de ceea ce s-a întâmplat înainte. Fiecare fenomen are o cauză. Lucrurile nu se desfășoară aleatoriu, întâmplător, ci pe baza legilor naturii. Și desfășurarea unui fenomen
este predictibilă dacă înțelegem legile naturii care stau la baza lui și avem suficientă informație despre fenomenul respectiv. De fapt, cea mai extraordinară putere a științei constă tocmai în faptul că poate face predicții, ne spune că un anumit fenomen trebuie să aibă loc sau că trebuie să se desfășoare într-un anumit fel înainte ca cineva să fi observat acel lucru. Am de gând să fac un material despre predicțiile pe care le-au făcut teoriile științifice de-a lungul timpului, așa că azi vă amintesc doar pe scurt două dintre ele. După ce Einstein a elaborat teoria relativității, a putut să prezică pe baza teoriei că atunci când lumina trece pe lângă un corp masiv, de pildă o stea, razele de lumină se curbează, își schimbă direcția de propagare. În anul 1919, Arthur Eddington a organizat o expediție pentru a pune în evidență acest fenomen în timpul unei eclipse de soare. Și a arătat că, într-adevăr, fenomenul există. Teoria a făcut această predicție care s-a dovedit a fi adevărată. Poate și mai spectaculos este modul în care a fost descoperită planeta Neptun. Ea este invizibilă cu ochiul liber, dar observațiile astronomice au arătat că planeta Uranus are abateri de la traiectoria calculată pe baza legii atracției universale a lui Newton. Pornind de la aceste abateri, Urbain Le Verrier a putut calcula poziția pe cer, la o anumită dată, a unei planete necunoscute care ar fi putut să producă perturbațiile respective. Și a trimis o scrisoare observatorului astronomic din Berlin, în care a scris cam așa: în noaptea de, a dat o oarecare dată, îndreptați-vă telescopul spre coordonatele și a dat coordonatele necesare și veți descoperi o nouă planetă. Astronomul german Johann Gottfried Galle a făcut acest lucru și a descoperit planeta Neptun. Era acolo unde au arătat calculele că trebuie să fie. Dacă evenimentele sunt predictibile, dacă cu ajutorul științei putem calcula ceea ce urmează să se întâmple, atunci cum putem noi să mișcăm un obiect când vrem și cum vrem? Noi nu suntem predictibili? Cum poate acea stare a creierului nostru să ducă la două efecte diferite? Dacă vreau, ridic obiectul, dacă nu vreau, nu-l ridic. Cum rămâne cu cauzalitatea? Dacă putem face într-adevăr ce vrem, putem ridica obiectul sau nu, atunci suntem impredictibili, dar asta implică faptul că putem să nu ascultăm de legile naturii. Repet, am mai vorbit despre aceste lucruri în clipul Liberul Arbitru. Acum vă amintesc doar că, din punct de vedere al științei, acest lucru este imposibil. Unul și același complex de cauze nu poate produce efecte diferite. Din punct de vedere logic, dacă acceptăm existența unei realități obiective a lumii fizice din care facem parte și noi, există doar două posibilități. Sau avem ceva supranatural în noi, ceva ce ne permite să nu ascultăm de legile naturii, ceva în plus față de ceea ce numim realitate fizică, asta ar fi o posibilitate, sau faptul că avem o voință conștientă este o iluzie. Deci a doua posibilitate este că doar ni se pare că facem ce vrem. Dar așa cum v-am spus, ambele posibilități duc la întrebări foarte interesante. Să le discutăm pe rând. Prima, să presupunem că suntem mai mult decât atomi, decât substanță neînsuflețită. Avem ceva în plus. Credincioșii numesc acel ceva suflet. Unii consideră conștiința ca fiind ceva diferit de lumea fizică, de lumea materială. Dar pentru ceea ce vreau să vă spun, n-are importanță cum numim acel ceva pe care l-am avea în plus față de materia neînsuflețită. Dar în acest caz apare întrebarea: cum poate ceva imaterial, de altă natură decât materia fizică, să comande această materie? Prin ce? Cum apare interacțiunea dintre ceva imaterial, supranatural, în sensul că nu face parte din natură, și substanță?
Cum poate ceva ce nu face parte din lumea fizică să comande mâinii mele, care face parte din această lume, să ridice un obiect sau să miște, în general, un obiect? Ca să se poată întâmpla așa ceva, trebuie să existe o interacțiune între partea non-fizică și cea fizică. Dar dacă există o astfel de interacțiune între componenta noastră imaterială și substanța din care suntem alcătuiți, ar trebui să putem pune în evidență cu ajutorul aparatelor această componentă imaterială, folosindu-ne de această interacțiune. Aparatele ar trebui să interacționeze și ele cu componenta imaterială și să o detecteze. Dar nimeni n-a putut niciodată să observe așa ceva. Așa că această ipoteză nu este o ipoteză științifică. Și în final, să presupunem că nu există nimic supranatural, nimic imaterial, nimic în plus în ființe față de materia neînsuflețită. Nu suntem decât o structură formată din atomi ca oricare altă structură alcătuită din ceea ce numim substanță, doar că avem o structură mult mai complexă. Atunci apare altă întrebare extraordinară. Știm, suntem convinși că avem o conștiință. De fapt, este singurul lucru despre care nimeni nu spune că nu există. E adevărat că unii spun că această conștiință este de fapt o iluzie. Dar iluziile au și ele un anumit grad de existență. Și de fapt, chiar la sfârșit, le voi pune o întrebare celor care susțin că această conștiință este o iluzie. Cu toții avem percepții, senzații, sentimente, gânduri, amintiri. Și toți avem senzația că toate astea sunt undeva în altă parte decât în lumea fizică. Iar suprapunerea tuturor acestor senzații, percepții, amintiri, sentimente și așa mai departe, formează ceea ce fiecare numim eu. Formează sinele, conștiința. Și întrebarea la care nu știe nimeni răspunsul este cum poate să apară această conștiință, această senzație a sinelui, această reflectare a lumii fizice în ea însăși. Cum poate realitatea fizică să se reflecte în ea însăși? Avem azi inteligență artificială. Vom avea oare cândva și conștiință artificială? Și în final vreau să le pun o întrebare celor care susțin că de fapt conștiința este o iluzie. Și anume, a cui este această iluzie? Sau cine are această iluzie? Dacă ați crezut că magia este mai interesantă decât realitatea, atunci lumea nu este cum credeți. La revedere!